că vor să deschidă vreun mall în curtea Spitalului Județean și le cer public să deblocheze acest proiect. În al doilea rând, aș vrea să cer public și să vă amintesc că s-a blocat furnizarea computer-tomografului de la Suceava de 64 de unități performant, care era primul în poziția de investiții pentru Spitalul Suceava la Ministerul Sănătății. Nu mai există. Vă rog să verificați listele și prioritățile Ministerului Sănătății. Computer-tomograf care era promis Sucevei și care a dispărut. Este nevoie de acest computer pentru că foarte multă lume vine să-și facă analize și ce avem aici se strică foarte des și este de capacitate mică. Acest lucru înseamnă că Suceava este abandonată și la capitolul sănătate. Degeaba unii oameni politici se cațără pe munca făcută de noi, se pozează și taie panglici și la Spitalul Județean și în altă parte, ar trebui mai mult să se ocupe de aducerea de fonduri și de priorități, pentru că în spatele meu se vede clădirea Spitalului Județean Suceava, care a fost modernizată în cei 4 ani de mandat. Vă aduc aminte că numai 30.000 de metri pătrați de fațadă este anvelopată, este izolată termic. 3 hectare, da? Deci a fost o muncă titanică. Să nu mai vorbesc de tot ce a fost modernizat, sălile de operație, ATI-ul și secțiile în totalitate. Se termină, din câte cunosc, undeva la jumătatea lunii decembrie și maternitatea, un program pe banii Băncii Mondiale. Și dacă tot există o poftă a unor colegi politicieni să se pozeze cu realizări, le-aș sugera să se pozeze cu un computer tomograf sau cu un parc modernizat făcut de ei. Asta am dorit să vă spun astăzi.